Cargo este un thriller post-apocaliptic și o poveste emoționantă a unui tată care încearcă să-și salveze copilul cu orice preț. Într-o încercare disperată de a depăși o pandemie violentă, Andy și Kay s-au ascuns pe o ambarcațiune împreună cu fetița lor de un an. Existența lor protejată este zdruncinată de un atac violent, în urma căruia Kay moare tragic, iar Andy este infectat, rămas doar cu 48 de ore de a se transforma într-una dintre creaturile cu care s-au luptat atât de mult pentru a scăpa. Andy pornește într-o călătorie riscantă pentru a găsi un nou tutor pentru copilul său. Un trib aborigen, Prosper, este cea mai bună șansă de supraviețuire a micuții lor. Dar cu atitudinea lor nemiloasă față de cei afectați, ei reprezintă și o amenințare gravă. O tânără indigenă devine singura șansă a lui Andy de a trece în siguranță în această comunitate sacră. Dar din păcate, fata nu dorește să se întoarcă la poporul ei. Caută să-și vindece propriul tată infectat prin propria înapoiere sufletului său furat. Fiecare caută salvarea, dar ei trebuie să colaboreze dacă speră să o obțină. World War Z. Într-o zi ca oarecare alta, Gary Lane se află într-un blocaj de trafic împreună cu familia sa. Ca fost investigator ONU, Lane simte că blocajul de trafic nu este unul obișnuit. Cerul e brăzdat de elicoptere, de poliție, iar pe străzi e plin de polițiști pe motociclete. Ceva face ca mulțimi de oameni să se atace cu ferocitate unul pe celălalt. Un virus letal care se propagă dintr-o singură mușcătură și care transformă oamenii sănătoși în creaturi de o sălbăticie greu de imaginat. Vecinii se întorc împotriva vecinilor. Un străin amabil devine brusc un dușman mortal. Originile virusului sunt necunoscute, iar numărul celor infectați crește exponențial în fiecare zi, devenind rapid o pandemie globală. Pe măsură ce numărul celor infectați copleșește rapid efectivul armatelor lumii, iar guvernele devin tot mai neputincioase, Lane e forțat să se întoarcă la viața periculoasă pe care o dusese înainte, de a se retrage pentru a declanșa o investigație globală, căutând sursa epidemiei, dar și mijloacele prin care să poată fi oprită răspândirea acestei groaznice epidemii. My name is Robert Neville. I am a survivor living in New York City. În ciuda faptului că Robert Neville, Will Smith, este un savant strălucit, nu poate să oprească virusul teribil, creat de om, care era imposibil de oprit sau de vindecat. În mod inexplicabil, imun la virus, Neville este acum ultimul supraviețuitor din cei ce a mai rămas din orașul New York, sau poate chiar din întreaga lume. Timp de 3 ani, Neville a trimis zilnic mesaje radio, încercând să găsească alți supraviețuitori care s-ar mai putea găsi în lume. El însă nu este singur. Victimele molimii, mutanții cei infectați de virus, depindesc de umbră fiecare mișcare, așteptând ca Neville să facă o greșeală fatală, fiind probabil singura șansă de supraviețuire a omenirii. Neville nu mai are decât o singură misiune: să găsească o cale de a inversa efectul virusului folosindu-și propriul sânge, care este imun. Din păcate, el știe că este în inferioritate și că nu mai are mult timp.